Cristinele, ia, citește-mi cine urmează, pentru că eu nu l-am mai luat cu mine, că dacă tot am cântat. Și acum urmează frații Andrei. Eu vă spun, bine ați revenit în studioul emisiunii noastre. Bine v-am regăsit. Ai văzut că noi am postat și pe internet melodiile pe care le-ați cântat, foarte frumos. Între timp ați mai cântat și niște petreceri, din câte am aflat, sunt bine informat. Nu tac din gură. Dar, da, da, a, știu că acum e cu taxele, nu? Păi cu da. Impozitele, da. Nu, bine. A început de la Târgoviști. Dar important este să știe publicul. Normal. A, așa, să știe cine trebuie. Ok, hai să mai prezentăm. Poate unii nu v-a văzut emisiunea trecută. Eu zic, încă o dată, nu strică să mai aflăm încă o dată componența trupei. De la cel Tăticu, mai mare. Începem cu Tăticu. Tăticu Andrei. Da, care e tânăr la fel ca și încerc să vă mențineți. Mă mențin. Așa. Ca să țin ștacheta ridicată. Faceți o prezentare mai detaliată. Feciorul cel mare, născut în Ardeal, și feciorii ceilalți, mijlociul cel de la acordeon și micul cel înalt. Mic, dar înalt. A crescut. Născuți în Tulcea. Eu am fost subofițer militar în muzica militară și unde m-a trimis țara acolo, am făcut copii. Așa, aplauze. Deci, următorul, deci, pe lista vârstei e feciorul Andrei Claudiu și el tot într-o instituție militară lucrează. Cel mijlociu, absolvent de conservator, lucrează în ansamblu Baladele Deltei, ca și mine acum. Dar să spune și starea civilă la fiecare, că poate e vreo fată care... Cel mare și cel mic căsătoriți, acordeonistul a rămas liber, fetelor. În prim plan... Liber, fetele. Vedeți că e o meserie extrem de bănoasă. Da. Ce melodie veți cânta astăzi? Astăzi vom cânta Viață. E o melodie care se referă la situația. Are puțin legătură și cu situația de acum, știți? Azi eu, ai bani, dar mâine n-ai, cam așa spune melodia. Eu m-am gândit așa, eu nu spun că e situația grea, spun că e simpatică. Simpatică. Deci avem o strofă acolo. Foarte bine, foarte bine. Și doamna Valuca Dulcescu are o melodie pregătită tot în genul ăsta. Și astăzi, la hanul de lângă moară, unde ne bem noi bani într-o seară. Și după aia într-o vară. Toată munca mea de vară am băut-o într-o seară. Cu o scumpă verișoară. Cu o mândră bălăioară. Hai atunci, hai să ne distrăm împreună, dar ai două cuvinte și din partea voastră. Câte, da? Câteva cuvinte, nu? Pentru telespectatorii noștri care vă urmăresc. Ce să vă spunem, vă așteptăm să ne luați la petreceri. Mai departe. Are perfectă dreptate și să nu ezite să ne ia că suntem simpatici, suntem și tineri și facem atmosferă bună. Așa. Idem. Iar de la mine, sol major maestre, hai să-i dăm drumul să ne distrăm. Doar la vinul în pahare, doar la o spătare.
să mai ia din supărare. Viață, viață, n-o fi ea, vreau să-mi ia din inima, mă, cu prietenii lângă mine, azi petrec și mă simt bine. Viață, viață, n-o fi ea, vreau să-mi ia din inima, mă, vreau să beau, să chefuiesc, până la ziua să cinstesc, mă. Să